Băi, trebuie să recunosc că fântâna asta e ciocolată, chiar a fost o investiție bună, ești nebun. Băi, deci mănânc la ciocolată de mamă de a spart zilele astea, ce vrei Ana de la mine? Tu, Doamne ferește, bă, tu nu erai plecată sau ceva? Lasă-mă să mă bucur și eu de investiția asta, uite, mă bucur și eu de niște ciocolată, uite, ia și tu ciocolată. Băi, e prea bună fântâna asta, n-ai cum, de ce n-am luat-o de mai demult? Nu înțeleg, tu, Doamne, de ce? E cea mai șmecheră chestia, tu nu trebuie să fii afară sau ceva? Eu când voiam, tu nu voiai. E, lasă, că acum îmi place și mie, ce? Păi, fii atent, Luca, ce s-a întâmplat, Ana? E un ciudățel în fața casei și mă sperie. A, cum adică e un ciudățel în fața casei? Adică, ce ți-a spus sau de ce te sperie? Doar ți-a zis ceva sau vino să te uiți pe geam? Mă, ce se întâmplă? Cine în fața casei? Stai, cine, unde? A, ăla, stai așa, cred că îl văd. A, what? Seamănă cu albină, e o albină în fața casei? Cine e nenea? Bă, arată ca o albină, zici că e o albină, care e o albinuță cumva? Mă, tu vorbești cu albinele, Ana, sau care e faza? Nu înțeleg. Deci e un nene în fața casei care e o albină, gen? Ok, știi ceva? Lasă-mă că mă duc eu să vorbesc și tu nu mai fii așa fricoasă de oricine vezi, că poate e și rătăcit sau cine știe, habar n-am, nu știu, te înțeapă, nu mă înțeapă, bă, că e... A, uite că e om, nu e, bă, nu e o albină, stai un pic, e om, are corp, gen, dar are cap de albină, nu prea înțeleg ce se întâmplă, dar ok. Lasă-mă că mă duc eu să vorbesc, calmează-te, mă descurc, sunt băia mare și vorbesc eu cu el, stai liniștită doar, lasă-mă pe mine. Bună ziua, domnule, ce căutați pe aici, aveți ceva treabă pe aici sau ce se întâmplă? Bzz, bună ziua, burger străin, mă numesc vrăjitorul albină, ok, dar nu trebuie să vorbești cu... De fapt, dacă ești albină, gen, chiar ești albină? Gen, ok, asta e sule... Destul de interesant. Aș vrea, aș avea o întrebare la dumneavoastră. Dacă nu este cu supărare, nu este cu supărare, vrăjitor al... Nu știu ce vorbesc și eu așa. Mă rog, nu e nicio supărare, domnule vrăjitor albină, cred. Nu înțeleg cum ați ajuns aici la noi. Dacă nu este o problemă, sunt disperat să găsesc 5 lei pentru o miere de la magazin. Crezi că mă poți ajuta? Doamne, ok, chiar ești amuzant, chiar ești amuzant, sincer. Aș rămâne recunoscător, ok. Ce are nenea asta? Păi albina, Ana, și nu știi că albine vorbesc cu bzzz. Și vorbește și el gen cu bzzz, că e gen albină, gen ok, da, interesant. Stai să văd, uite, am niște bani la mine. Deci cât ai zis că îți trebuie pentru mierea aia? Deci îți trebuie 5 lei pentru miere de la... Bă, aia 5 lei e mierea nașpa, gen. Uite, poftim, îți dau aici 10 lei, eu zic că o să te ajute să-ți iei miere premium de la magazin, nu orice miere, adică pe bune, ne respectăm aici. Și da, mă bucur că am putut să te ajutăm, na, acum ajutăm și noi pe cine putem, na, să-ți fie de bine cu mierea aia, cu astea, da, ok, noi cred că o să ne întoarcem acasă acum, ok, hai, o zi bună în continuare, nenea vrăjitor albină, cred. Stai puțin, pentru că ai fost așa de treabă și chiar m-ai ajutat, aș dori și eu să te răsplătesc pentru bunătatea ta. Mă simt ca într-un TikTok din ăla, dar ce se întâmplă, gen, sunt într-un TikTok din ăla și îmi dă, gen, îmi dai 100 de lei pentru că am fost de treabă și ți-am dat 10 lei, gen, ok, nu știu, am mai văzut TikTok-urile astea, de-aia întreb. Adică dacă sunt 100 de lei, noi luăm. Nu, vorbesc serios, tot ce trebuie să faci e să-mi arăți că dacă îl urmărești pe vrăjitorul albină pe TikTok. Bă, tu faci mișto de mine? Bă, cum adică, ce? Cum adică să nu-l urmăresc pe vrăjitorul albină pe TikTok? De unde să te urmăresc pe TikTok? What? Glumesc, ți-am pus o vrajă asupra ta, iar tot ce-ți dorești și zici cu voce tare se va întâmpla, pe bune. Da, mersi, ești foarte de treabă, n-am ce spune. Da, păi o să mă duc să-mi folosesc puterile într-un mod foarte, foarte productiv și ne mai auzim, domnule vrăjitor albină, pe TikTok. Mi-am lăsat mierea pe foc și clocotește, arde, nu știu ce. O zi bună, exact, o zi bună. Da, hai vino cu Oceana. Hai să plecăm, ok, poți să mă lași pe afară. Tu l-ai auzit pe ăla ce a zis? Tu chiar crezi că e pe bune? Adică mi se pare că am făcătură, cred că doar azi așa la mișto. Cine știe, o fi zis așa, gen, bă, hai să nu zică că glumește și el. Da, să nu zică că nu le-am dat nimic, că de-astea că e vrăjitor, că nu știu ce.
Da, nu știu ce să spun, nu știu ce să zic de chestia asta, Ana. Dar cum ar fi chiar să meargă totuși? Crezi că gen ar trebui să încerc măcar? Adică poate e o șansă de 1% chiar să funcționeze. Gen poate chiar e o șansă foarte, foarte mică să funcționeze. Ce-mi doresc eu, Ana, oare? Spune-mi, dă-mi exemplu, ce pot să-mi doresc eu, oare, în secunda asta de față, când vorbim noi aici? Care este o dorință de-a mea? Să fie frigiderul plin de burgeri. Păi, ce avem acum? Păi avem o groază de chestii în frigider acum, în secunda asta. Nici măcar n-ar avea rost. Bă, fii atent, Ana. Cum ar fi să am un frigider separat plin de burgeri în casă? Boom! Îmi doresc un frigider plin de burgeri separat față de ăsta în casă. Și acum ce gen? Adică și unde ar trebui să... Nu trebuie să apară gen ca în desene, gen din cer sau ceva, poate e afară în fața casei un... Da, nu e nicăieri. Ce țeapă. Bă, sincer, nu ne așteptam să funcționeze pe bune, nu chestia asta. Adică, până la urmă, care erau șansele chiar să funcționeze? Adică erau șanse destul de mici oricum, deci... Da, cred că ne-am luat mare țeapă, dar măcar l-am ajutat pe omul acela care voia și el niște miere. Sau, mă rog, nu știu dacă era om neapărat, albină, habar n-am ce era, dar, mă rog, nu mai contează. Păi acum, nu știu, fiecare cu treaba lui, nu știu, ai ceva de făcut azi, eu voiam să mă uit la ceva aici în dulap, parcă mai aveam și eu niște bani, uite, să mai iau niște bani la mine, pentru că cel mai probabil o să am nevoie de ceva bănuți astăzi, că vreau să ies în ora... Ana... vino puțin aici. Ana, ai pus tu chestia asta aici? Vino două secunde. Ce se întâmplă aici? De ce e un frigider plin cu burger la mine? What? Bă, a mers? Chiar a mers pe bune și mi s-a pus în cameră? Oh my god, nu pot să cred. Ok. Bun. Să pici o pizza vegetariană. Ok, fii atentă. Am o idee perfectă, Ana. Deci dacă merge chestia asta, clar e pe bune ce se întâmplă. Ok, fii atentă. Bagă-te în dulapul meu, ai încredere. Doar bagă-te în dulapul meu, ok? Ok? Stai acolo, nu te mișca. Rămâi în dulap, ok? Rămâi acolo. Îmi doresc ca Ana să devină un clown. Ana, poți să ieși afară puțin? Deci dacă merge chestia asta... Deci, ești puțin afară, fără niciun mișto. Dacă chiar ești pe afară, vreau... Oh my god! Chiar a mers! Bă, nu pot să cred! Bă, deci chiar merge... Nu pot să cred. Deci chiar merge să-mi doresc absolut orice-mi doresc și se îndeplinește gen... Oh my god, Ana... Bine ai venit la distracție. Astăzi e ziua mea de distracție. Îmi pare rău. Bă, nu spargi ăștia pe aici. Vezi, poate îmi doresc să nu mai pot să spargi chestia. Schimbă-mă. Nea, așa rămâi astăzi. Păi e dorința mea, e ziua mea de naștere, practic, Ana. Ce-mi doresc eu se întâmplă, nu? Bă, deci fără niciun mișto. Deci da, nu mai faceți ăștia că efectiv o să-mi doresc ceva ce nu o să-ți placă după aia. Deci ai grijă că am prea multă putere în secunda asta. Arăt ca un Joker de ăsta. Bă, nu... nu mă interesează, bă, lasă chestiile, gata, hai, bagă și tu o ciocolată aici. Uite, ia o ciocolată să nu te mai să nu te mai enervezi așa rău. Ia uite-o, mă, pe Ana, tu, îmi deferește. Băi, deci astăzi s-ar putea să fie cea mai bună zi din viața mea, sincer. Tu vezi că arăt așa. Păi, bă, asta e distractivă, asta e cea mai tare chestie. Oh my god, hai, mă, Ana, nu te mai supăra așa, ce te supere așa. Luca, știi ce să știu, ce ai putea să ceri, ce poți să ceri, Ana? Ia zi, ai două idee foarte bună. O gălăgie de bani. Mamă, să cer bani așa. Așa gen de, să cadă din cer, să dormim în bani. Bă, nu știu ce să zic, Ana. Adică mi se pare că abuzăm prea mult. Adică dacă am cere bani, gândește-te că dacă am cere bani infinis, practic ce-i face cu ația bancă? După aia nu mai are rost să mai muncești, nu mai are rost viața să mai faci nimic în ea. Fii atentă, Ana, fii atentă, îți dau eu o dorință, fii atent aici. Nu-mi doresc neapărat să am eu o gălăgie de bani acum pe moment, dar îmi doresc să fie restaurantul nostru full. Vreau să văd foarte multă lume la restaurant și să le placă foarte mult restaurantul nostru, cel mai mult din toată lumea. Și...
Da, nu știu. Acum hai să vedem cât de rău poate să fie chestia asta, dacă chiar se întâmplă sau nu. Hai, condu tu până la restaurant, Ana, să vedem dacă chiar avem clienți pe bune. Tocmai ce mi-am dorit. Și moale! Bă, ce se întâmplă, bă, aici? Oh my god. Păi, Ana, fii atentă, vină încoace. Unde te-ai dus, bă, cu mașina? Bă, alo, nenea, dă-te să intru. Bă, tu vezi câtă lume e aici? Nici nu avem loc să intrăm în parcare. Oh my god. Băi, fraților, salut. De ce e toată lumea aici? Am și o întrebare. Stăm la coadă să intrăm în restaurant. Doamne ferește. Bă, ce se întâmplă? Efectiv, au deschis singur restaurantul. Nici măcar nu deschisesem noi restaurantul. L-au deschis ei, ești nebun? 5 burgeri și 5 cartofi prăjiți cu 2 cola, te rog. De urgență, că mi-e foame, iubesc localul ăsta. Bă, le-am văzut atâția oameni în viața mea aici. Un burger imens cu brânză și o cola. Mamă, cel mai tare local, 3 burgeri de care vrei tu. Asta îmi cere burgeri de care vreau eu să-i dau. Și voi, cu voi ce se întâmplă aici? Ce așteptați? Noi vrem să fim voluntari să ajutăm la burgerie pe gratis, că ne place prea mult. Ia uite, bani, avem și chelnerițe, nu mai am nevoie de tine, nu-ți mai dau niciun ban. Doamne ferește. Păi eu plec, nu, te bagi la bucătărie. Vino încoace, bă, lasă. Mamă, dar chiar că ia dă-le, mă, din astea. Dă-le înghețată la toți ca să-i ținem. Oricum ne iubesc restaurantul, dar acum o să ne iubească și mai mult. Și fii atent, Ana, dă-le înghețată și vino să mă ajut să facem mâncare. După, că n-am cum să fac pentru toată lumea. Trebuie să mă ajut și tu, da? Deci du-te acolo, dă-le înghețată și treci în bucătărie de urgență. Doamne, câtă lume. Bă, n-am mai avut niciodată atâta lume restaurant. Doamne ferește, trebuie să o bag să fac burger de urgență. Băi, ce zi obositoare a fost, Ana, astăzi. Deci, bă, m-a rupt și mai era o groază de clienți care au mai rămas acolo și ziceau, bă, și banii, bă, a fost și banii și e bun. Mamă, nu-mi dai, ia, bă, și tu aici câteva teancuri de bani, că oricum am făcut la bandă atât, păi, ce vrei, bă, o să-ți mai dau și mai încolo. Oricum, Ana, bă, m-au rupt, mă, n-ai cum, am muncit toată ziua și ne rugau în continuare să nu închidem, dar efectiv era deja 12 noapte și chiar nu mare rost. Bă, ai auzit că cică casa asta de peste drum, vecinul nostru s-a mutat? Mă rog, niciodată n-am vorbit cu el, dar uite, a pus-o de vânzare, cică și-a luat altă casă și asta era de vânzare. Și mă gândeam, a, da, poți să arunci banii pe proprietatea omului. Mă gândeam că poate chiar am putea să cumpărăm casa asta, ce zici? Adică chiar ar fi o idee, dar mă gândesc, nu știu, încă sunt așa între, nu știu dacă ne mai trebuie o casă, că este așa peste drum. Ar merge, sincer, chiar ar merge, dar... mă rog, acum sunt obosit, ne gândim și noi asta mâine, că sunt zonul de oboseală. Ok, știi ceva? Îmi doresc să nu mai fiu alergic la câini. Ok, îmi doresc să nu mai fiu alergic la câini. Niciodată, toată viața mea, nu mai vreau să mai fiu alergic la câini. A mers? Lasă-mi puțin. Dragoșe, nu-mi vine să strâng, nu. Ok, asta trebuia să mă gândesc la asta de mai de mult timp. Ok? Da. Da, ce spuneam, Ana, este că chiar vreau să mă gândesc să luăm casa aia de acolo, dar bă, știi ceva? De ce să nu-mi doresc casa? Bă, ce idee bună. Chiar că da, exact, să fie gratis. Mamă, da. De ce nu fac chestia asta? Nu știi ceva? Da, asta o să fac. Îmi doresc ca casa de peste drum să fie a mea și a Anei. Asta îmi doresc eu. Și acum, habar n-am, verificăm și noi mâine, că acum sunt obosit rău de tot, dar ar trebui să meargă, pentru că este foarte, foarte șmecher. Chiar, wow, nu știu, chestia asta cu dorințele chiar... Mă, da, a zis ceva că durează gen un anumit timp sau ceva? Adică eu nu mi-aduc aminte să-mi fi zis vrăjitorul că durează un anumit timp. Crezi că eu toată viața o să pot să-mi doresc ce vreau? Parcă zise... Băi, eu nu mi-aduc aminte să fi zis ceva, sincer. Dar, nu știu, o să vedem oricum mâine. Hai la somn și vedem mâine dacă avem casa pe bune sau nu. Mamă, deci chiar... Bă, chiar șmecheră rău de tot asta cu dorințele, oricum. Trezire, Ana, ce faci? Încă dormi? Ia uite-o, bă, pe Ana, ce doarme, n-are nicio treabă. Bă, hai să vedem dacă chiar s-a îndeplinit faza cu casa. Chiar sunt curios. Dacă și aia s-a îndeplinit, eu nu mai zic nimic, efectiv, nu mai zic nimic. Haideți să mergem, pentru că vreau să vă... Luca, da, ce este? Nu mai vreau să fiu bufon. O să te schimb și pe tine, ok? Promit că o să te schimb puțin mai încolo. Vino cu acea, Ana. Vreau să văd... Dar cum ne dăm seama dacă e casa noastră? Ne-a dat ceva prin poștă oare? Nimic în poștă. Ok. Deci cum putem să ne dăm noi seama? Ia. Casa burger și banana, ești nebun? Bă, chiar a mers. What? Actele de la casă! Scria... Bă, ești nebun, dă cu actele! Bă, ne-a dat actele de la casă! Oh my god, deci avem actele direct de la casă! Bă, asta e casa noastră de acum! Gata!
Nu mai avem nicio treabă. Ce țeapă am luat? Da, mă rog, nu e mobilată, Ana, dar uite-te cât mai casa e. N-are nimic în ea? Păi lasă că putem să o mobilăm noi. Păi ești nebun, avem două case acum. Wow, și pod, uite, vedem exact în casa noastră de aici. Doamne, aici îmi fac camera, da, am pod cu șobolani, unde stai tu? Hai că iau eu restul casei atunci, Ana, dacă vrei tu un pod. Din partea mea poți să-ți faci un pod. Doamne, ce tare e. Wow, vino în coasă, vezi, nu-mi vine să cred. Oh my god, toată asta e grădina noastră. Dar aici, mă rog, văd că e ceva constructor, nu știu ce e aici, mamă. Stai să vezi că s-ar putea să avem probleme în spate aici cu ei. Dar rest, mamă, cât de tare e casa asta. Deci nu, casa asta chiar, bă, e prea șmecheră, e prea șmecheră. Deci nu, n-am ce spune. Și știi ceva? Știi ceva? Și garaj, mamă, da, chiar tare. Bă, deci asta cu dorințele e mult prea șmecheră. Nu, știi ceva, Ana? Am o dorință foarte șmecheră care mi-a venit acum pe moment. Am o dorință chiar tare rău de tot acum, dacă tot așa. Încă nu vreau să-mi cheltui toți banii și chestii de genul, pentru că am făcut foarte mulți bani și nu aș vrea să dau din bani dacă tot pot să-mi doresc chestii, că cine știe cât durează chestia asta. Fii atentă, Ana, fii atentă aici. Fii atentă, Ana, ce-mi doresc. Îmi doresc ca toate chestiile din mall să fie complet gratuite pentru amândoi, pentru amândoi să ne dea absolut gratis. Ce părere ai de chestia asta? Vreau chiar acum să mă duc la mall. Cum adică tu nu vii? Eu rămân de ce rămâi acasă? Stai ce? Bă, tocmai am zis că fac totul gratis. Nu am che... Doamne. Bă, deci nici măcar când omul îți dă totul gratis. Bine că când era pe banii mei ai vrut să vii la mall, dar acum când e totul gratis nu mai vrei să vii. Păi sunt obosită. Doamne, ok, vreau să dorm. Bine, Ana, bine, fie obosită, că abia te-ai trezit acum 5 minute, eu n-am văzut om ca tine. Îmi iei și mie, ia tot, iau tot pentru mine, dacă nu vrei să vii, aia e, te descurci, nu știu, ca să fie și pentru... Nu, eu ți-am zis să-ți dă și ție dacă vrei să vii, dar e oferta valabilă dorința doar pe astăzi, doar astăzi e gratis tot, ca să știi. Eu mă duc fără tine, Doamne, deci nici când îi dau tot mall-ul gratis nu vrea să vină la mall. Eu n-am văzut așa ca Ana, dacă era pe banii mei, voia să merge la cumpărături, ești nebun, Doamne. Deci Ani efectiv nu o să vină să creadă. Deci după ce că am luat toate chestiile astea complet gratuit și sunt 1000 de chestii foarte, foarte scumpe, oamenii mi-au mai dat și bani. Efectiv, lumea mi-a dat bani la mall ca să cumpăr chestiile astea, mă rog. Deci a fost o sesiune de shopping chiar interesantă, pot spune. Adică n-am mai pățit chestia asta vreodată în viață. Dar, mă rog, ce faci, Ana? Ce faci acasă? Bă, te-ai schimbat de haine? Cum te-ai schimbat de haine? Stai un pic, nu erai clown ultima oară când te-am lăsat? Nu, ce? Păi, cum te-ai schimbat? Bă, credeam că o să ajung acasă și o să te văd și eu gen clown, că îmi făceai ziua mai bună. Mi s-au schimbat hainele? Cum adică s-au schimbat? Bă, stai, ce? S-au schimbat gen hainele? Adică, nu te-ai schimbat tu, vrei să spui? Bă, am luat foarte multe chestii, Ana, am cumpărat super multe chestii, super șmechere, gen. Dar acum că mi-ai spus chestia asta, în primul rând am luat foarte multe televizoare și mai multe chestii pentru apartamentul nou. Și am luat, uite, asta s-ar putea să-ți placă, uite, vino încoace. Deci avem acum masă de biliard în curte, dacă ai mai pomenit așa ceva. Asta ne mai trebuia nouă, că rest le aveam pe toate și o groază de mese din astea. Dar stai un pic, înainte să continuăm cu asta, sunt foarte curios. Deci tu vrei să spui mie că nu te-ai schimbat gen deloc de haine singură sau ceva, nu? Ok, nu, ia, vino un pic. Ok, vreau să testez ceva. Bine, și o să încerc să te transform înapoi și după aia promit că te schimb pe skin-ul tău normal. Dar doar vreau să văd dacă merge. Vino cu aceea, hai să facem cum am făcut prima oară. Intră în dulap aici. Deci, mama, dacă nu merge o să fiu destul de supărat, trebuie să recunosc. Bă, nu mai merge asta, așa. Ok, deci stai acolo, Ana, fii atentă. Îmi doresc ca prietena mea, Ana Banana, să fie un clown, cum mi-am dorit și mai devreme, dacă se poate. Haideți să vedem. Ok, așteptăm puțin, parcă așa am făcut data trecută. Ar trebui să meargă, cred. Adică până acum trebuia să... Ok, hai să... Bă, nu pot să cred. Bă, wow, cred că s-au dus dorințele, bro. Și știi de ce? Cred că acum oficial s-au făcut 24 de ore de când am vorbit ultima oară cu vrăjitorul. Cred că de-aia. Cred că era doar pentru o zi, bro. Oh my god, lasă că te schimbam înapoi, dar bă, am ratat oportunitate. Bine, n-am ratat nicio oportunitate, că am luat o groază de chestii și avem și o groază de bani, adică chiar avem super mulți bani. Dar,
Da, bă, eu sunt puțin supărat, sincer să fiu. Adică mai să, mă, mi-aș fi dorit să profit mai mult. Trebuie să am mai multe dorințe. Trebuie să-ți dorești o vacanță. Da, o vacanță sau... Nu știu, acum când nu mai am dorințele, îmi vin mult mai multe idei. Oh my god, măcar avem fântâna de ciocolată. Măcar atâta să avem și noi, ești nebun. Oh my god, dar trebuie să recunoști că a fost distractiv. Adică chiar a fost tare cât a durat. Dar, dar știi ceva? Cu banii ăștia măcar pot să fac cinsteana și o să ne cumpărăm amândoi mărci LucaLuc de pe LucaLuc.ro, primul link din descriere, cele mai șmechere tricouri și modele, și cu Ana Banana o să cumpărăm și modele cu Ana Banana, ok? Mă duc chiar acum să fac comandă măcar de banii ăștia, că măcar atâta, nu mai avem dorințe, dar măcar să avem și noi mărci, știi ce zic? Măcar, bă, lasă-mă, bă, să fac eu comandă aici, că vreau să cumpăr tot site-ul, ești nebun? Oh my god, da, bă... N-aș fac cu dorințele astea că nu mai sunt. Că știi ceva? Putem măcar să zic, bă, îmi doresc mărci la ușă să ajungă chiar acum, secunda asta, da. Nu m-a dus capul, aie, dar lasă că măcar ne-am distrat cu dorințele, n-ai ce spune, chiar ne-am distrat.